Dragilor, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit în 2022! Începe în anul 2022 cu un invitat special. Magnific! Ce? Un invitat norocos! De ce? Haideți să vă spun povestea altfel. Decembrie 2021 am început abonamentele premium. Ea s-a înscris la abonamentul premium de la Bistory, abonament la care ai acces la masterclass-uri, la cursuri premium, la fructe prăjituri, la masterclass-uri de torturi, la nuga, la o groază de cursuri, da? S-a înscris la aceste cursuri și noi am organizat la început de an o tombolă prin care ea, este o ea, a câștigat un al doilea an de abonament gratuit la Bistory. Cofetăria pe înțelesul tuturor, înveți când vrei tu, oriunde, oricum, în ritmul tău, îți trebuie o conexiune la internet și atâta tot. Invitatul special de astăzi este... Bună! Victoria Furduiu! Bună, bună! Da, bună, bună, după câteva peripeții. Sperăm să avem înregistrare de data asta, nu? Că am început înregistrarea noastră cu multe emoții. Victoria! Asta, da. Da, uite, fii atent, da. Că tu ai un nume predestinat. Probabil, da. Nu, adică ai început anul cu... În forță, da. Cu o victorie, exact, cu o victorie. Bun, Victoria, noi îți mulțumim foarte tare că ești alături de noi și că ne-ai acordat șansa asta de a încerca alături de noi cursurile. Nu este primul tău contact cu Bistory, nu? Nu. Nu este. Înainte am văzut eu acolo în platformă că mai sunt cursuri de temperare, mai este masterclass-ul de torturi, macarons. Da. Mai multe. Da? Dar încă n-am apucat să le... Abia aștept să le testez pe toate. Ce ai făcut-o până acum de acolo? Ce am făcut eu până acum? Fursecuri. Că mi s-au părut, să zic, mai ușoare. Da, urmează altele mai... Masterclass-ul de torturi l-ai urmat? L-am urmat așa, video cu video, pas cu pas, dar n-am făcut nicio rețetă. Cele 11 ore n-au fost ușor de urmat, nu? Păi, acum, când mai doarme cel mic sau așa, am făcut și eu câte ceva, să zicem, în ghilimele am făcut. Dar aștept să le iau pe fiecare. Da. Pas cu pas și să le testez. Noi chiar spunem că aceste cursuri se potrivesc de minune, cum e și cazul tău, dacă ai un bebe mic, atunci când doarme, tu poți să le urmărești și să aduni informație, nu? Da. Poți să faci ce vrei, când vrei, la orice oră. Chiar și noaptea poți să le vezi în loc de film. Corect, super. Victoria, spune-ne mai multe despre tine. Despre mine. Cum ai descoperit pasiunea asta? Ce te-a determinat să mergi în direcția asta? Sau nu știu, care e activitatea ta de bază? De bază, păi ce să zic, am făcut liceul de arhitectură, deci nu sunt așa de străină de tot ce ține de artă și așa mai departe, dar nu am continuat cu arhitectura. Sunt mai multe chestii, mai multe peripeții, să zic așa, și am ajuns la cu totul altceva. Dar pe partea asta cu prăjiturit, cu dulce, m-a atras de mult. De când eram mică făceam prăjituri. Mă rog, prima, nu chiar prăjitură, primul dulce pe care l-am făcut au fost niște clătite pe la vreo 10 ani și care au ieșit, nu clătite, că au ieșit așa o mămăligă din aia pusă în farfurie. Cred că, na, pentru faptul că am pus prea mult zahăr, că am zis să fie surpriză și n-am mai întrebat nici pe maică-mea, nici pe bunica, pe nimeni, am zis hai să fie, să fac și eu ceva util și plăcut și păi și ceva bun, dar, na, așa, etajat de
de mâncat cu singura. Ce îmi place povestea ta. Și ulterior? Și urmă pot să zic că am tot făcut prăjituri de foarte multe, făceam gen la noi cum sărbătorile, că atunci eu nu le-am aveam cu dulciurile până acum, în sensul că nu mâncam. Puteam să fac, făceam 6, 7, 8 feluri de prăjituri, mâncam două bucăți maxim din tot și aia era. În schimb, acum, pe când ar trebui să mănânc mai puține, acum mănânc mai multe. Dar acum sunt la un alt nivel, mă gândesc eu, nu? Păi acum am folosit mai puțin zahăr. La experiența aia, să zic că na, nu prea aveam experiență, dar erau ok, erau bune, nu le mâncam că nu erau bune. Dar nu eram eu cu dulciurile. Acum sper să evoluez și să ajung, bineînțeles, la un nivel superior. Eu acum încerc să-mi imaginez, deci tu ești acel pasionat de cofetărie, da? Da. Care are și un bebe acasă și are puțin timp, da? Și un, adică un bebe, încă-i bebe, să zicem că încă-i bebe, un an și un pic. Și încă un băiat de 10 ani aproape. Ok. Și vrei să-ți faci timp să și studiezi și să și pui în aplicare, nu? Păi, da. Dacă studiezi și cu studiu și cu practică, ajungi unde vrei și până la urmă asta îmi doresc, să ajung unde vreau, cât mai sus. Știi de ce întreb toate lucrurile astea? Pentru că vreau să aflu ce te-a determinat să alegi cursurile de cofetărie online. Online? Acum lăsând la o parte faptul că e pandemie, mai era și cel micuț, dar poți să le vezi oricând. Nu te presează nimeni, să zic așa, poți să le faci când vrei, le accesezi și dacă vreau noaptea la unul să fac, atunci vreau, atunci îl fac și rămâi cu ceva, adică tot timpul îs acolo, nu pleacă nicăieri. La un curs offline te duci, mergi la curs, faci toate bune și frumoase, când ajungi acasă poate te mai lovești de unele lucruri care nu le mai ții minte chiar așa de bine, dar cam aia e. Da, chiar și noi spunem că în proporție foarte mare, adică un procent foarte mare dintre cei care merg la un curs practic, când ajung efectiv să realizeze acasă sau unde vor ei produsul acela dulce, își dau seama că o mare parte din informații nu le mai stăpânesc sau nu mai stăpânesc metoda de lucru și, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, cursul rămâne acolo și te poți reîntoarce la el oricând. Exact. Da, și e un mare plus. Să înțeleg că tu n-ai fost până acum la cursuri practice sau? Nu, încă okay, nu am fost. Okay. Deci, pe partea asta de pasionat de cofetărie, Bistoryteller este primul tău contact. Da, am mai achiziționat și înainte un curs de macarons și câteva cursuri pentru niște flori. Uh-huh. Așa, să mă joc pe partea asta de artă, okay. Să zic. Și da, cel care are de toate și tot ce trebuie, da, e primul curs care și mă încântă foarte tare. A fost ceva așa, ca un copil de la mic când își ia o jucărie. O jucărie de, sau primește o jucărie de Crăciun, ceva de genul. Ok. Cam asta e. Dacă îți place, bineînțeles. Și merită investiția în cursurile online? Da, da, normal. Eu zic că da, mai mult de 100%. Mai mult de 100%. Da. Ok. Cum ai aflat tu de Bistory? Am aflat tot online. Dacă bine țin minte, era pe o pagină, tot așa, de ceva legat de cofetărie. Nu mai amintesc exact pagina, dar știu că acolo am văzut prima dată
Și cred că erau prima dată fructele prăjituri. Alea le-am văzut prima dată și m-au Deci tu așa. știi de noi de mai bine de 2 ani de zile. Da, știu. Da, cred că da. Ok. Nu, e foarte interesantă parcursul ăsta al tău, știi? Fiecare cursant are o poveste, da? Fiecare pasionat de cofetărie are o poveste. Deci tu ai aflat de noi acum vreo 2 ani de zile, iar după 2 ani de zile, primul tău contact, bine, cred că a fost undeva cu temperarea ciocolatei, da? Care este un curs gratuit. Greșesc? Primul a fost, cred că Marshmallow. Marshmallows. Ok, cu acea campanie Da. care am și realizat-o noi atunci, cu... Da, atunci era mai mult, a fost ceva, era ceva campanie, da, și am zis, pentru orice, hai să fie bine, că Ok, da, așa este. câte un pic și se Noi acele adună. încasări le-am redirecționat către Spitalul Emilia Irza. A fost un curs la un cost foarte mic, astfel încât a fost undeva la 100 și ceva de înscrieri pe acel curs. Bun, deci partea de marshmallow și văzând, mă gândesc cum este structurat acel curs, nu? Da, Te-a da. făcut să rămâi aproape de noi. Da, apoi cursurile de torturi și macarons, ce mai tortu roșie, Da, corect. toate ce acolo multe la un loc și frumoase. Și, pe urmă, cred că da, mi-a apărut și cursul de temperare a ciocolatei. Și pe urmă v-am zis la sfârșitul anului să-mi fac un cadou de ziua mea și aia e. Cadou de ziua ta. Când Nu este ziua ta? cadou. În 23 decembrie a fost, în 23 23. decembrie. Păi, Da. mulți ani sănătoși, voinici. Să Mulțumesc, fie da. așa cum ți-ai propus. Doamne Și ajută să fie. ne bucurăm că și noi am putut contribui la acel cadou, să-l întregim prin a-ți oferi cel de-al doilea an gratuit. Dar ce se întâmplă? Tu știi că pe lângă acel al doilea an gratuit, tu ai o dublă șansă de intra în tombola și de a câștiga un lifetime, un abonament pe viață. Da, am auzit. Da, nici n-aș vrea să mă gândesc ce s-ar întâmpla să... Bine, mie mi-ar place să... scenariul ăsta, da, deița fortuna, știi cum e, doar Dumnezeu știe, ca să poți câștiga cel la a doua tragere un lifetime și noi să fim nevoiți să mai extragem încă o dată, să-i dăm altcuiva un al doilea an gratuit. Ar fi interesant. Mă bazez pe numele tău, știi? Numele tău care, dacă nu mă înșel eu, în ziua când am extras cadoul, Da, l-am și pocit puțin, așa ca să zic. l-am mai auzit de vreo 2-3 ori până acum, nu-i nicio problemă. Da, ok. Da. Deci am Ce sunt? circunstanțe atenuante, ca să zic așa. Da. Dacă îl mai aud mult, o să primești și mielul ăla de Paște, cum Da, zice. mai ai puțin. Am făcut cu mai multe lucruri. Bun. Acum, odată cu abonamentul premium, ai acces și la fructele prăjituri, nu? Da, Care va fi da, primul tău produs pe care îl vei pune în practică? Că ai da. pornit de Primul. exersat, că trebuie să exersezi, nu? Da, am început să zic, vreau să încep așa în forță. Primul, cred că macaronsul. Ok. Am așa o obsesie, să zic, pentru. Și îmi plac și obsesie și multe alte chestii și trebuie să le dau de cap până la urmă. Să mă împac și cu cuptorul, că aia e, sunt multe. Și da, fiind faptul că mi-am luat ceva jucării, așa, câteva, nu foarte multe, o să încerc să văd cât de bine o să-mi iasă și lămâia, dacă sacră sau nu. Lămâia, eu zic că va ieși negreșit. Lămâia, nuca de cocos, da. Nuca de cocos, la fel, Să nu un se. curs unic în România. Da. Și o să vezi că imediat ce... Chiar, Teodora, ce ne-ar recomanda? Să înceapă cu nuca de cocos sau cu lămâia?
Cunuca de cocos. Știi de ce? Pentru că dacă imediat ce parcurgi procesul de nuncă de cocos, o să vezi că îți va fi foarte ușor să realizezi și lămâia. Da, păi, cred că fix așa era. Mă gândeam la... Le-am văzut pe amândouă și un pic nuca de cocos mi se pare un pic mai simplă, să zic așa. Și sper să iasă ce trebuie. Vis-a-vis de complexitate, eu văzând tot procesul prin care s-a filmat și cum l-a executat Teodora, eu zic că, și mergem în continuare, mie îmi place să cred așa că cursurile noastre sunt cursuri de Oscar și că toți cursanții reușesc din prima. Chiar și la acel Macarons, unde deviza era schimbăm abordarea și reușim să facem macarons din prima, da? Da. Dar într-adevăr tu ai pus punctul pe mine acolo și cred că Teodora ne-ar putea confirma că trebuie să te împrietenești foarte bine cu cuptorul, nu? Foarte bine. Da. Deci macarons, nucă de cocos și apoi lămâia. Lămâia și mai multe. Da, le iau tot așa dreptat. Și roșie ne șoptește Teodora aici. Da. Care e următorul tău plan pe, nu știu, în următorii 2 ani, ce ți-ai propus să faci? În următorii 2 ani, acum sper să reușesc ce îmi propun într-un viitor cât mai apropiat. Ce îmi propun, ce mi-am propus, să îi am un laborator, o cofetărie. Doamne ajută! Ținem pomnii, să, zic să fie, Doamne ajută! Sper să fie cât mai curând, dar când e să fie, important e să fie, dar în principiu în următorii ani sper să fie ok. Să pot să zic, da, am reușit, mi-am împlinit visul. Ok, deci să înțeleg că abordarea ta este ca și pasionat de cofetărie să investești prima dată în tine, da? Da. Da, cred că asta e cea mai bună investiție și cred că te ajută totuși să ai niște bagaje, să vii cu ceva, să știi ceva, să faci ceva. Super. Contează mult. Deci investiția în tine, formezi acel bagaj de care spunem și ulterior să pui în practică. Și evident da. prin a-ți deschide acel laborator de cofetărie. Nu știu, uitându-te tu în platformă și văzând cam ce cursuri sunt, cu ce cursuri sunt la momentul de față, oricum în următoarele 12 luni tot vor mai veni și alte cursuri, și-ar putea cineva deschide un laborator de cofetărie? Doar pe ce cursuri sunt aici în momentul de față? Doar cu ce cursuri sunt? Da, 100%. Da. Nu, îți trebuie numai să ai chef de muncă, să-ți placă. Și să te lase și lumea în pace, să fii așa, singur cu tine sau, mă rog, la un laborator, logic, o să ai, depinde pe ce scară vrei să mergi, cât de mult vrei să duci, o să ai nevoie și de ajutor, că aia e. Dar îți trebuie să, cum îți eu, să fiu și singură, nu să mă tragă cineva să zică, mami, hai... Știți, vreau aia. Am înțeles. Toate la timpul lor. Da, toate pe rând. Ce le-ai recomanda altor pasionați de cofetărie ca și tine? Să investească în ei și să încerce. Și eu mai fac câte ceva și nu-mi iese. De exemplu, mi s-a tăiat o cremă la o prăjitură de Crăciun. Aia e. Te mai întâmplă. Te mai enervezi așa un pic pe moment, îți vine așa să gata, nu mai, mai ales când nu-ți iese ceva, că nu-ți iese gen macaronsul, așa. Ce l-am testat până acum a fost metoda franceză și ba gol de aer, ba tot felul ce de chestii. Ce metodă avem noi pentru macarons, Teodora? Italiana, da. Italiana. Uite, mi-a spus Victoria, da. Eu,
Eu nu știu ce metodă și atunci... Italiană și, da, între timp mi-am luat și termometru și acum pot să mă apuc să fac și metoda italiană. Ok, regulă. Ținem pumni să iasă macaron și te așteptăm cu rezultate. Spune-mi, te rog, Victoria, pe 23 decembrie, ce vârstă ai împlinit tu? 32. 32 de ani. Am venit atunci când era toată țara, era în mare așa. Știi ce se întâmplă, Victoria? Noi, bine, pentru orice activitate în general, știi, în momentul în care Storyteller e gândit așa ușor și ca un mic business, știi că el trebuie să funcționeze, să meargă înainte, să dea valoare mai departe, dar să se și întoarcă valoare. Și noi am fost întrebați care este avatarul clientului tău. Și sunt plăcut surprins să aflu că tu ai 32 de ani. Pentru că eu tuturor le spun că cursanții noștri, cei mai mulți, au în jurul valorii de 32 de ani. Da, e incredibil. E o vârstă la care, uite, și eu, una dintre pasiuni, am descoperit-o tot în jurul vârstei de 31-32 de ani. Și la fel și Teodora, sunt, da, 11 ani, da, de când și ea avea atunci 31 de ani. 31 de ani când și-a descoperit pasiunea de cofetărie și în cei 11 ani a ajuns să împărtășească cu voi această pasiune. Da. Păi, e o vârstă, cred că, la care te gândești la tine, da, și la viitor mai mult, așa mai... Stai puțin că vrea Teodora să pună o întrebare. Ia să... Ah, da. Evident că noi trecând pe partea asta de abonament, cum ți se pare trecerea de la cumpăra un curs individual la trecerea pe abonament? Păi, foarte tare. Adică, comparativ, prețul la un curs și prețul per total. Da. Dacă stau să mă gândesc că tu pe masterclass-ul de torturi, costul a fost în jur de vreo 200 de euro, greșesc? Da, 200 și un pic. Da? Iar acum cu... Bine, tu ai prins promoția de lansare, 270 de euro ai acces la toate cursurile. Ceea ce... Da, la toate, da. Deci... Costuri într-adevăr, deci, da, mici. Dar noi eu făcusem un calcul și cei care s-au înscris cu 270 de euro, costul era undeva la 3,5 ron pe zi. Adică un cost foarte mic. Da, nu e mult, dar... Depinde ce-ți dorești. Un abonament la Netflix sau un abonament la prăjituri? Știi ce se întâmplă? Noi am fost inspirați de Netflix și chiar am și numit Netflix în confetărie și am fost inspirați. Măi, ar fi fain să fie un singur abonament, un abonament destul de micuț. Măi, însă diferența e una totuși destul de mare. La Netflix ai doar divertisment, da? Pe când aici ai... educație. Și la Netflix, băi, n-am înțeles filmul, nu mi-a plăcut. Ok, asta e, dă-l în măsa de film. Ei, nu, aici, în momentul în care nu înțelegi, tu poți căuta suport. Nu? Da, și cineva trebuie să ți-l aloce. Apoi, ce să zic, pe lângă partea de suport, aici sunt anumite etape, metode de lucru pe care le împărtășești ca și educație, nu ca și divertisment, știi? Adică eu cred că pentru divertisment avem YouTube-ul. Da, orice altceva. Da. Acum... Și dacă nu iese, normal, nu iese acolo, știi? Noi aici urmărim să avem rezultate, da? Și pentru... Și cu siguranță sunt rezultate și vor fi, pentru că sunt cursuri structurate foarte bine, explicate foarte bine și ai și suportul ăla să buzii pe Teo dacă nu iese ceva. Apoi, pe lângă partea video, voi aveți posibilitatea să și printați cursurile scrise,
da, e și curs scris, da. Sunt multe. Deci, vorba aia, mură în gură. Deci dacă nu iese, nu știu din ce cauză nu iese, dar cu siguranță nu din cauza voastră. Ceva greșit pe partea cealaltă. Nu știu. Sunt foarte bine. Am avut timp și m-am uitat peste toate. Le-am văzut pe toate. Ok. Și da, sunt ok. Și pot să zic că pe înțelesul tuturor, chiar dacă nu... Hai să zic că am mai avut tangențe cu prăjitul, cum am lucrat, că am uitat, de fapt n-am uitat, am trecut la altceva și am lucrat un pic mai înainte, am lucrat și la o cofetărie, deci nu sunt așa de străină, dar pe partea de decor, nu pe partea de hai să facem și hai să așa. Și... Deci ai deja un plus pe lângă partea de decor, acum luăm și organizăm interiorul, nu? Da, acum acumulez cunoștințe mai multe decât aveam până acum și alte informații pe care le știam poate într-un fel și acum le știu în alt fel și le pun în aplicare și sunt ok. Măi, să știi că și mie mi se întâmplă, eu la rândul meu investesc în educația mea și sunt fan de a... accesa cursuri online și la același curs m-am uitat într-un fel anul trecut și la altfel m-am uitat anul ăsta. Mărturisesc că am înțeles unele lucruri mult mai bine, da? Și nu face decât să mă ajute în ceea ce urma eu să aplic. Așa cred că se va întâmpla și cu partea de cursuri, nu? De fiecare dată când te vei uita... Da... E normal, oricum, și când citești o carte, o citești prima dată, poate n-ai înțeles chiar tot, dacă o recitești, înțelegi mai bine și mai bine și mai bine, așa și cu cursurile, îl vezi prima dată, e totul bine, totul perfect, îi wow, și urmă mai vezi odată, îl pui și în aplicare și cu cât îl vezi mai mult, așa vezi alte, tot felul de chestii care poate le omiți. Spune-mi, te rog, Victoria, ce cursuri ți-ai dori pe viitor să mai pună în colecție acolo, în biblioteca virtuală, Teodora? Păi, cred că ne surprinde ea, da? Cu ceva, nu știu ce să zic, mie îmi place mult cafeaua, deci ceva cafeaua, cu cafeaua. Cafeaua, ce avem cu cafea, Teodora? Cafetino. Cafetino, da, l-am văzut și cafetino. Da. Și... Orice e binevenit. Da, așa că mai spune Teodora ceva. În cursul de torturi ce aveam? Creme brulee. Crem. Da, și ăla. Da, da. Okay. Noi, deci filmăm acest interviu, realizăm acest interviu pe 14, nu? Astăzi suntem în 14. Așa, iar ieri am filmat cartoful. Prăjitura cartof. Să vă surprindă această prăjitură. Cei care au gustat prima și prima dată au fost copiii anul trecut de Halloween. Ei au fost impresionați. Da, mergem înainte cu multe surprize. O să avem și cursuri, cum se numește, Teodora? Raw vegane, da? Cu un șef distins. Acum în ianuarie o să atașăm primele cursuri pe partea asta de raw vegan, că poate ajută, nu? În deschiderea unui laborator de cofetărie mă gândesc că e necesar să... sau, nu, poate dorim să atacăm și partea asta de, nu, de nișă? Da, bineînțeles că cererile sunt așa extinse, fiecare cu ce vrea, da, și cu ce își dorește. Mai ne apropiem, suntem aproape de jumătate de oră. Noi îți foarte mulțumim pentru faptul că ești alături de noi. Ne bucurăm foarte tare că ai împărtășit gândurile tale cu noi.
Eu unul chiar sunt emoționat la gândul că urmează ca tu să-ți deschizi un laborator. Știu că îți trebuie foarte multă răbdare. Oh, da. Mă bucură foarte tare că prima dată ai făcut acest pas de investi în tine, da? De exersa și apoi de a duce la un alt nivel. Și ce să-ți mai spun eu acum la final? Mai spune-ne tu un gând viitorilor cursanți sau de ce să se alăture ei nouă? Ca să poată, nu știu, să zic, să poată avea la dispoziție oricând Ok. ce să reușească să facă. Cred că e imposibil. O să fac zilele următoare ce vreau să fac prima dată și o să pun o poză, în stare Da. curioasă să văd. Da, super, de-abia Și așteptam. atunci o să știe lumea că iese din prima sau nu Da. iese. Da, Dar deci. sigur, imposibil să nu iasă. Dar dacă sunt pasionați, dacă le place, indiferent dacă au mai lucrat până acum, dacă au mai făcut sau nu, pot să facă 100% sigur. Și e un plus să ai tot timpul acces permanent. Nu doar o dată pe zi, nu doar o dată pe săptămână sau o dată pe lună, ci non-stop de câte ori vrei și orice curs vrei și doar să vrei să faci și să ai timp să faci. Depinde și ce vreau fiecare să facă. Poate vreau să facă pentru familie, poate vreau să facă pentru ei, poate îi atrage ceva anume. Cum m-au atras pe mine, mi-au făcut cu ochii fructele și știu că mai era ceva nucile și ele erau super, dar și ghinde parcă erau multe și sunt tare faine. Îmi place foarte, foarte tare gândul tău de final. Și cred că se potrivește foarte bine mesajul acum la final. Într-adevăr, ghindele și nucile urmează pe lista de cursuri. Încă o dată, îți foarte mulțumim. Mulțumesc și Îți eu. ținem pumnii. Îți transmitem toate gândurile noastre bune și, ce să zic, te vezi cu Teodora pe platformă. Și atunci când Da. ai nevoie. Da, mulțumesc mult și să fie un an bun, productiv, să ne lase. Magic, să fie un an magic și legendar. Da, Doamne, ajută să fie la toată lumea, să fie bine. Să Păi, fim bine, să fim da. sănătoși și pe urmă le facem pe toate câte un pic. Adevărat, adevărat. Încă o dată mulțumiri, Victoria, și multe, multe gânduri bune. Mulțumesc și eu la fel. Pa, pa, la revedere! Pa, pa!